Am fost sesizați de către o persoană despre faptul că într-una din ghienele de gunoi din municipiul Rădăuți a găsit abandonat într-o sacoșă un copil în vârstă de 2-3 luni. S-a intervenit de urgență și a fost găsit copilul care era în viață și nu prezenta semne de violență. Acesta a fost internat la Spitalul Rădăuți. La scurt timp a fost identificată și mama copilului, localnică de 24 de ani, care a declarat că dorește să-și ia copilul. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abandon de familie.